Salut, dragi prieteni! Bună ziua! Mă bucur să vă regăsesc, Cristi Lazăr, videolaxativul zilei. V-ați obișnuit deja cu noua structură, noul tip de filmare. Gândurile mele funcționează în timp ce conduc și am găsit o modalitate mai sigură, vă spuneam și ieri, de a fi în siguranță atunci când conduc. Bun! Cât ai dat tu pe tine? Cât ai dat tu pe tine? Fiecare dintre noi știe că valorează mult, valorează foarte mult. De fapt, subiectul ăsta a pornit de la întrebarea: ce părere ai tu despre tine? Cum te vezi tu pe tine? Cât valorezi tu în ochii tăi? Cât ai dat tu pe tine? Și aici nu înseamnă numai bani. Cât ai dat tu pe tine? Cât îți oferi tu ție? Sunt întrebări care vin din aceeași întrebare: mamă, cât valorezi tu în ochii tăi? Pentru că ne surprindem, da? Fiecare dintre noi gândind negativ despre sine. N-o să spun că e bine, n-o să spun că e rău. Probabil că ar fi bine să nu mai facem asta. Ar fi bine să nu ne mai vindem ieftin. Te rog să mă ierți, nu vreau să te jignesc. Te rog, nu o lua ca pe o jignire. Nu vreau să te jignesc. Dar gândește-te cât de ieftin te vinzi într-o relație personală, într-o relație profesională, într-o relație de orice altfel. Asta nu înseamnă că trebuie să abordezi relația respectivă de acum cu nasul sus, ci pur și simplu tu să pui mai mult preț pe tine, mai multă valoare. Și aici, repet, nu mă refer numai la bani, dar e important la bani pentru că ne vindem timpul pe bani. Acum, haideți să gândim fiecare mai bine despre sine, să considerăm și să credem cu adevărat că fiecare dintre noi merită mai mult, merită respect, merită considerație, merită veselie, merită relații de calitate, merită să fie plătit mai bine, merită mai mult. Te rog, gândește mai bine despre tine, fii fericit. Ca să faci o lume mai bună, orice ai face, oriunde ai fi, provocările sunt bune și dacă le ai, înseamnă că deja ești pe un drum ascendent. Îți mulțumesc că ai urmărit videolaxativul zilei. Haideți să fim fericiți ca să facem o lume mai bună. Cristi Lazăr, din ce în ce mai bine.